În perioada 18-20 iulie, în localitatea Râciu, s-a desfășurat cea de-a patra ediție a Festivalului Național de Interpretare a Cântecului Popular In Memoriam Vasile Conțiu, și în urma căruia trofeul i-a revenit interpretei Ștefania Pârlea. Premiul cel mare sau marele premiu, trofeul acestui festival, rămâne în județul Mureș, pentru că domnul primar Ioan Vasu e pregătit să îl mâneze nimeni altea decât domnișoarei Ștefania Pârlea. Lungă-i drumul și batut mai, lungă-i drumul și batut mai, batut-i drumul, batut mai. Tu-i drumul batut mai, nu-i batut de car cu boima, nici de de badea-l meu, măi, că venea la noi mereu, măi. Drum la deal și drum la vale, badea-l meu pe cale. Drum la deal și drum la vale, badea-l meu venea pe cale. Florișun coșuleț cu mure, trandafir cu foaia lată, ca să nu-l uit niciodată. La 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 la
Învârte-te, bade bine, la 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 la, să mă învață și pe mine, la 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 la. Învârte-te, bade bine, la 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 la, să mă învață și pe mine, la 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 la. Că
și tu ai învățat. La 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 la. Apreciez acești copii în primul rând pentru gestul de a se apleca asupra unui domeniu foarte important al culturii noastre naționale, pentru că folclorul este o valoare națională, timp în care alți colegi de-ai lor de generație și-au ales alte îndeleniciri, poate mai puțin folositoare. Eu personal, v-am zis, din cele două ipostaze, de dascăl și de promotor, de om care promovează produsul finit, pentru că acești concurenți, mai ales cei cu marile premii, sunt niște produse culturale de acum încolo, produse care trebuie promovate, îngrijite, cultivate în continuare, pentru că stadiul la care s-au aflat la acest concurs nu este cel de la care să nu mai avem pretenții că trebuie să evoluăm. Bine ați venit, bine ne-am revăzut! Să ne dea Dumnezeu sănătate și a fost un an agricol și este un an agricol așa de bun încât știți cum a pățit ungurul. A făcut Sara două căpițe de fân și mi-a rămas niște fân pe jos și s-a dus în ziua de Ilie să-l pună și a venit vântul și l-a luat și zice ungurul: Ilie, dragă, asta lasă că ieri am făcut. Așa că în ziua de Ilie să nu munciți. Să veniți la Râciu, că venim de 100 de ani. De 100 de ani. Doamna Gheorghița, mă bucur din tot sufletul că sunteți între noi. Vă mulțumesc celor din juriu și vă spun, vă mulțumesc pentru sinceritatea dumneavoastră, pentru că vă apropiați tot mai mult de festivalul nostru, de câmpia noastră și pentru, sunt convins 100%, pentru modul corect cum ați înțeles să cântăriți. Unitatea de măsură a fost egală pentru toată lumea. Asta este un lucru extraordinar. Oamenii de folclor sunt bunuri naționale. Așa că profesorul Conțiu este un primul bun al lor, al familiei, dar este un bun național și un bun al nostru, al câmpenilor și vom continua mai departe să facem acest festival. Îi vă salut pe toți, îi felicit pe copiii, pe părinți. La anul să sperăm că ne mai modernizăm, vom găsi resurse financiare să rezolvăm probabil și această scenă sub altă formă. Și dacă Dumnezeu ne ajută, vom fi tot aici să vă putem spune bine ați venit la Râciu. Trompa e flat, nu stați, rampa
dai dre 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 dai, dacă vreți să vă înserați, am dai dre dre dam. Tropa, tropa, pipotele, focul să prindem cu el. Fetele o vinit la șoc, stau de parte ca pe foc, că flacăi se topnesc, muzica plătesc. Fetele o vinit la joc, stau de parte ca pe foc, că flacăi se topnesc, muzica plătesc. În moranul-i tinere, la-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 la, mor fetele după el, la-la-la-la-la-la-hop. Are mora lângă drum, la-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 la, și el au fete uium, la-la-la-la-la-la-la. Și păstare și baluna, la 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 la. Păi maci la farina bună și păstare și baluna. Eu sunt de-al și bagrean șesula, la 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 la. Și mi-l cunosc după mersul, la 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 la. Și mi-l cunosc după mersul, la 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 la. Tare mersule gănatula, la 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 la. Care mersule gănatula, la 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 la. Cu dragostea amestecatula, la 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 la. Cu dragostea amestecatula, la 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 la. Că mere gândești că scrie, la 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 la. Că mere gândești că scrie, la 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 la. Ca țăruza pe hârtie, la 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 la. Ca țăruza pe hârtie, la 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 la. Pateți piculeți de grâu, padeți piculeți de grâu, măi, la 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 la. Mult aș da să nu te știu, măi, la 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 la. Mult aș da să nu te știu, măi, la 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 la. Că de când te știu pe tine, la 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 la. Că de când te știu pe tine, la 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 la. Nu-mi trebuie altul lume, la 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 la. Nu-mi trebuie altul lume, la 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 la. Numai tu, bădiță, tu, măi, la 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 la. Numai tu, bădiță, tu, măi, la 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 la. Numai tu și iar tu, numai, la 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 la. Numai tu și iar tu, numai, la 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 la. Duminică au avut loc o serie de manifestări culturale legate de sfințirea imobilului în care funcționează primăria Râciu, urmate de dezvelirea busturilor lui Avram Iancu și Horia, lucrări realizate de artiștii plastici Ioan Astalu și Vasile Mureșan. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zicem cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este Oh!
înalțase această instituție cu harul Tău cel dumnezeiesc, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Reprezentați instituția prefectului, cea mai reprezentativă din... Domnul colonel, vreau să trebuie să veniți lângă noi. Haideți, domnul Judea. Poftiți. Doctorul, tu ești mai mic, încearcă să vezi la cajurile. Da. Da. Aplaudăm și noi un monument realizat de către sculptor Vasile Mureșan și pe care de astăzi îl introducem oarecum oficial în circuitul monumentelor care pot fi văzute aici în localitatea Râciu. Din partea Consiliului Local, a Bisericii Ortodoxe Râciu, spre a fi mai dulce Manifestarea s-a bucurat de prezența autorităților centrale, dar și de un public numeros care, după intervențiile celor care au luat cuvântul, au putut să asculte un recital al Marianei Angel. Eu nu prea am emoții, da, când e vorba de steag, de tricolor, de copii, atunci sigur că am emoții. Stimați invitați, dragi consăteni, e o mare bucurie pentru mine, chiar dacă au trecut 19 ani de activitate în această unitate administrativ-teritorială, n-am făcut niciodată caz din ceea ce am realizat, pentru că am considerat că mi-am făcut datoria. Odată de ziua pensionarilor a fost marele artist Achimnica la Râciu și a dormit la noi acasă. N-am văzut în viața mea atâta modestie când la cel mare artist. A zis, domnule primar, dacă vreți să-mi dați ceva, sigur că o să pun pentru familie, dar eu nu cer, pentru că Dumnezeu m-a înzestrat cu acest dar și îl fac cu mare drag pentru oameni. Dumneavoastră mi-ați dat votul acum 20 de ani și eu cred că mi-am făcut treaba. Nu sunt lipsit de modestie, sunt lucruri care se văd și lucruri pe care le simțiți. Am făcut greu această instituție, această clădire administrativă. Am început-o prin 2007. N-a existat posibilitatea să aducem bani de la buget, de la bani europeni, pentru că nu s-au dat. Și atunci a trebuit să mă opresc la bugetul propriu, pe care întotdeauna l-am drămuit alături de Consiliul Local și colegii mei din primărie, foștii colegi actuali, așa de bine cum am drămuit bugetul familiei mele. Și atunci a durat un piculeț. Dar nu-mi pare rău, pentru că am reușit să facem prima dată școlile, apă, canalizare, lucruri care le simțiți, lucruri care n-au existat, sunt atât de necesare. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc prima dată vouă, consătenilor, pentru faptul că ați reușit și, fără modestie vă spun, ați știut ce să alegeți. Am invitat astăzi și pe foștii primari. Îmi pare rău că n-a venit și domnul Negrușa. I-am văzut cu drag și le-am mulțumit și dumnealor și foștilor consilieri și actualilor consilieri pentru modul cum a reușit să conducă această comună, indiferent de ce orânduire a fost. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor consilieri, pentru modul cum ați înțeles că trebuie comuna să se dezvolte din sărăcie, din fonduri europene și vă spun că nu cred că mai există o comună să aibă în jur de 6 milioane de euro aduși din fonduri europene.
chiar dacă suntem câmpia un pic mai săracă, suntem așa de bogați, dacă vă uitați pe câmp, e 8-9 mii de kilograme de grâu la hectar, 80 de tone la hectarul de sfeclă, dar oamenii politici încearcă să-și facă case pe valea, pe văile de la munte. Mergeți, domnilor, acolo, la noi dacă puteți să le transmit eu asta, la noi dacă puteți, haideți după voturi, dar noi știm la cine să le dăm. O să avem mare grijă să nu uitați că câmpia recoltează în fiecare an, iar muntele îl taie odată la 60 de ani. Dacă ei taie pădure acum, Râciu se poate mândri și mulțumesc consilierilor și celor din comună care au înțeles, cu 114 hectare împădurite și încă 58 în licitație care urmează să le împădurim. Gândiți-vă cum ar arăta dealul ăsta fără pădure. Așa că revenind, că altfel intru mai adânc și mă supăr, vreau încă o dată să fiți mândri că sunteți câmpeni, că vi se zic polomidari, să fiți mândri că aveți polomidă, dar avem și cucuruz. Dragi cucernici părinți, vă mulțumesc că sunteți alături de instituția primarului, de Consiliul Local. Mulțumesc invitaților, ar fi mulți să vă iau așa pe toți, dar rândul prieteni, vă mulțumesc foarte mult. Doamne ajută! Multă lume și-a pus adesea întrebarea, de ce trebuiau amplasate busturile lui Avram Iancu și Horea la Răciu? Răspunsul este unul foarte simplu. Avram Iancu, alături de Horea, înseamnă jertfă pentru libertățile politice ale românilor ardeleni. Amintirea lui Avram Iancu și Horea trezește și azi sentimente și emoții puternice pentru orice român din Transilvania, pentru că ei au fost simbolul luptei pentru recunoașterea națiunii române din Transilvania. Mă bucur că astăzi mă aflu aici. În calitate de reprezentant al instituției prefectului și al domnului prefect, dr. Lucian Goga, vă mulțumim încă o dată pentru invitația pe care ne-ați făcut-o. Anul 2015 este declarat prin hotărâre de guvern anul veteranilor de război. Dar totodată, pentru a putea să ne construim un viitor solid, pentru a putea să ne respectăm și cunoaște istoria, trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine. Cum spunea Nicolae Iorga, un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. De aceea, domnule primar, stimați consilieri, vă felicităm pentru inițiativa de a instala și de a monta aceste monumente în comuna dumneavoastră. Domnule primar, onorată asistență, sunt onorată astăzi să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră, cum de altfel am fost de fiecare dată când am fost invitat în comuna Răciu. În urmă cu 2-3 săptămâni participam la predarea unei autospeciale. În urmă cu vreo 3 ani participam la inaugurarea smurdului. Că primarul din Răciu nu se desminte și nu lasă să treacă niciun an, să nu treacă nicio lună, ca să nu rămână ceva în urmă. Și sunt onorat că astăzi să văd că în comuna Răciu și-au găsit un loc extraordinar eroi, oameni care au făcut ca nu s-o duce mai bine, oameni care au lăsat ceva în urma lor. Mă bucur că începând cu data de astăzi în comuna Răciu se găsesc busturile a doi oameni de valoare. Mă bucur că domnul primar n-a uitat nu numai de Avram Iancu, dar n-a uitat nici de Horea. Mă bucur că a făcut legătura între Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea, județului Mureș, și acest bust al lui Horea pe care l-a plasat chiar la intrarea în punctul de comandă, în punctul de lucru smurt al secției Sărmașu. Mă bucur, domnule primar, că dumneavoastră va pleca întotdeauna la tot ceea ce înseamnă lucruri de valoare. Vă mulțumesc încă o dată pentru ceea ce faceți, vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul care îl acordați colegilor care își desfășoară activitatea aici la dumneavoastră la Răciu și vă doresc în continuare mult succes, să dea Dumnezeu ca în fiecare an să ne invitați la
asemenea activități frumoase. Oameni buni din Câmpia Transilvaniei. Am o stare de emoție pentru că acestea sunt locurile care mi-au plimbat pașii când eram copil. Eu m-am născut într-o comună vecinată și veneam la târg la Râciu cu moșul. Și am ținut neapărat să fiu astăzi aici, să-l onorez pe acest vrednic primar, Ionică Vasu, pe care îl cunosc de foarte mulți ani și care se depășește pe sine prin tot ceea ce face. Îmi amintesc de imboldul și ajutorul care l-a dat prin anii 90, când am pornit vatra românească pentru românii din Transilvania. Confirm și faptul că persoanele de care pomenea domnul primar Vasu, pe care încă o dată îl felicit și mulțumesc pentru invitație și prilejul de a ne întâlni românii la un moment de bucurie, atât de puține bucuriile au fost ale românilor în istoria lor. Târgul de Ilie este o manifestare tradițională a comunei Râciu, în cadrul căreia se făceau schimburi de mărfuri și animale, iar cei prezenți aveau ocazia să se întâlnească cu rudele și prietenii. Ușurică-i dragostea mea, la, 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 cine o știe purta mea, la, 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 la. Ușurică-i dragostea mea, la, 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 cine o știe purta. Ușurică-i parfentea, la, 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 la. Cine știe s-o cumpea, la, 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 la. Hai, da! Toți românii își dau mână cu mână și întind o porcă.
Ora-i mare și cuprinde țara,